Hei, salut prieteni, eu sunt Tete și suntem aici într-un nou episod. De data aceasta n-am intrat online. Știu că s-a auzit de două ori vocea mea, dar nu contează. Ok, hai să ne plimbăm puțin cu Franklin prin oraș, în mod normal, așa, fără să facem nicio misiune, pentru că e păcat de grafica asta frumoasă. Mi se pare că eu am o mașină aici, n-am mai intrat să văd de mult. Ia să vedem. Deci vreau să vă spun că s-a apropiat timpul ca Mafia 3 să vină la mine în mânuță și o să jucăm de acum Mafia 3, apare mâine, depinde, nu știu când vedeți video ăsta, și mă gândesc să facem capitolele așa de la început până la sfârșit, tot de la cap la coadă, dar înainte de toate vreau să vorbim ceva, după cum ați văzut în titlu. Nu știu exact cum am pus titlul, dar știu ce vreau să spun. Ok, vorbim de Ilias Vlogs. De ce vorbim de Ilias Vlogs? Pentru că este foarte, foarte popular. Și bravo lui și buzunarului lui că face bani. Dar eu acum vreau să transmit un mesaj oamenilor mai... care nu înțeleg și privesc lucrurile altfel. Înainte să dai un dislike, îmi imaginez că mulți sunt fanii Ilias Vlogs și o să privească lucrurile, nu știu, pentru ei deja Ilias Vlog este ca un Dumnezeu. Dar mulți dintre voi nu vedeți că este mai violent așa comportament și aia. Bine, toată lumea are o parte așa mai... deci înainte să dai dislike sau să comentezi urât, ascultă asta și după aceea faci ce vrei. Mi se pare normal. Deci Ilias Vlogs a zis că el și băieții de la Pennyboard o să ia toate orașele la rând ca să donați. Deci v-a zis-o clar în fiecare video, ideea e să donați bani. Ideea este că el și băieții vor bani. Ok, pentru un skatepark care, ok, o să facă lumea mai sportivă, mai un loc de joacă, nu? Să spunem așa, e bun sportul, dar asta e vorba numai de Chișinău, acolo unde stă el în Moldova, deci voi donați degeaba, oricum, voi donați din plăcere, dar toată treaba e că voi, că sunteți păcăliți și nu știți de fapt care este ideea lui Ilias Vlog și a tovarășilor lui, adică băieții de la Borșov. Deci, e clar că Ilie are un procent, e băgat cu băieții de la Borșov, cu magazinul, deși el încasează bani din asta. Nu știu dacă a pus ceva bani în afacerea aia, dar prin reclamă, reclama lui Ilias Vlog contează mai mult decât banii băieților care au investit în magazinul Borshop, așa că Ilie are un procent la fel egal cu toți băieții de acolo. Deci Ilias Vlog îl interesează să vândă produse din Borshop ca să câștige bani el și prietenii lui de la Borshop, băieții de la Borshop. Ok. Deci hai să fim clar, de când Ilie face reclamă și la Borshop și toate alea, magazinul produce bani, frate. Deci, dacă nu era Ilie să-i facă reclamă, dacă Ilie nu era cunoscut să-i facă reclamă la Borshop, deci nu vindea oia, cui să-i vândă, frate, skateboard-uri. Așa, țineți minte că toți din casa lui Ilie, de câte ori și-au cumpărat ceva, o geantă, o pereche de Adidas sau ceva de genul, Ilie chiar a filmat și a filmat cu scopul să facă publicitate. Acele produse, de exemplu, când s-a dus Măsa lui Colea și a luat ceva la picioare Adidas, ăia au fost la reducere sau poate chiar gratis, 100%. Ideea a fost mai mult reclama care a făcut-o Ilie. La fel și Colea sau Costel sau... toate hainele care le-au cumpărat ei de acolo sunt aproape gratis sau poate chiar gratis, pentru că este o vorba de reclamă, știi, Ilie a luat camera cu el și filmează. Voi țineți minte aici că Ilie filmează
și editează lucrurile. Știți când s-a luat de el vecinul ăla lui că a filmat-o pe bunică sau cine era aia înăuntru și el a devenit atât de violent, într-adevăr urât, știi, din partea lui ăla. Dar voi imaginați că ăla, ca să-și iasă așa din minți, să ajungă așa violent, aproape să intre pe geam, să lovească și alea, vă imaginați că Ilie a vorbit foarte, 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 foarte urât? Nu vă imaginați mulți dintre voi, pentru că este editat, este tăiat. Înțelegeți? Voi vedeți doar ce vrea Ilie, dar la un moment dat și-a dat și el seama că chiar nu-i aduce un plus de imagine faptul că apar acele faze violente și îl pune pe el într-o imagine așa proastă, nu-i aduce un plus. Pentru că Ilie de pe acum își dă seama că comentariile urâte nu contează. Când a început să vadă lumea, în realitate, câtă lume îl apreciază, unde ai sări, mă, frate, mă? Ok. El, cu cât ajunge pe la mai multe evenimente unde lumea reală îl aplaudă și îl apreciază, cu atât își dă seama mai mult de realitatea care îl înconjoară, de că el, videourile alea nu sunt doar niște cifre, și sunt niște oameni adevărați și mulți. Ok. Ilie's vlog, eu l-am observat, este puțin cam violent și vă spun de ce este violent. El a fost orfan de pe străzi de mic, a crescut pe străzi singur și era cerșetor, era fumător de țigări de la o vârstă mică, chiar el a spus-o când a arătat cu degetul către niște băieți puștani micuți de stradă, cerșetori, și a zis, uite, exact ca ăia eram și eu, fumam țigări, eram rău, eram obraznic. Ei, vă imaginați că un copil așa e învățat, e din ăla care dă și mie nene, dă și mie colțat. Dacă puteți să analizați comportamentul lui, este foarte obraznic, tupeist și colțat. Și tupeist, vă puteți da seama din primele lui videoclipuri cu provocări nebune, unde este foarte tupeist, tupeul lui l-a dus să aibă succes. Și să nu uităm că Tequila l-a făcut cunoscut pe el în România, și de când cu Tequila s-a întâlnit și a căzut el într-o postură așa mai simpatic și mai nebun și mai vorbește și moldovenește și e puțin plăcut să auzi așa. De atunci, din momentul ăla cu Tequila, el s-a ridicat în abonați în continuu, de cred că 100% el o să ajungă la 1 milion de abonați înaintea lui Tequila, lui Bianca. Ok. Ok. A fost greu și pentru el, dar vă dați seama că comportamentul lui se vede. Lui îi place să primească pomană, degeaba, sucuri. El, dacă vrea să spună, să vă păcălească, de exemplu, mie îmi place de când m-am născut, îmi place să mănânc Snickers. Păi ce credeți? Toți oamenii care trec și vin și alea, îi aduc Snickers, știi? Dacă el zice că mie îmi plac șosetele de culoare verde, așa o să-i aducă lumea. Și el nu refuză nimic, el acceptă tot. De aia și-a pus el de la începutul vlogurilor adresa lui de casă, cu gândul că lumea îi trimite niște pachete și alea, și el este învățat așa mai cerșetor. Eu când spun cerșetor, nu zic că normal trebuie să supraviețuiești, și pentru el a fost greu să-și găsească un loc în societate fără ajutorul nimănui. Bine, pe el l-a ajutat chestia aia când i-a dus în America pe el și toată familia lui Colea, pentru că era o sectă, e o sectă din asta de baptiști, cu religia, cu alea, unde îi ajută, unde alea, și l-a luat și pe el de mic, că na, era omul al străzilor și cât de cât l-a educat puțin. Și asta e. Așa, hai să vă spun ideea mai care vreau să o spun. Deci băieții, Ilie și băieții de la Borshop, au o afacere, adică magazinul de Borshop. Ei, ideea de a face un skate park, un loc de joacă, mamă, ce-am călcat? Ia să ne întoarcem. Este că dacă ei fac un skate park, vă dați seama că
puștanii se plimbă toată ziua acolo, vă dați seama că au nevoie de roți, de schimb, de făcut schimb, se rupe un skateboard, cotiere, îmbrăcăminte, skate-uri noi, încălțăminte și bla bla bla. Și așa ajung ei să facă vânzare la skate, la board shop, la magazin. Ideea e să vândă, mă, la magazin să vândă produse. Asta e ideea cu board shop-ul, cu skatepark-ul, să zic și eu. Asta e ideea cu să donați. E o cerșeală, se duce pe la toate, prin toate satele, să ia bani de la voi. Și bineînțeles că nu putea să ia așa fără să vă dea nimic. A făcut niște stickere. Dar, bineînțeles, dacă lumea se bucură, se bucură. Dar țineți cont aici ce vă spun eu. Ideea lor, a lui Ilie și a băieților, este să vândă produse din board shop. Ați înțeles? Să facă bani. Ați înțeles? Nu interesează pe ei skate park-ul. Îi interesează. Vor să facă skate park-ul ca să fie câți mai mulți oameni care se folosesc de skate park și oamenii aceia trebuie să-și mai cumpere chestii pentru skate park, adică un skate board nou, o cotieră, o pereche de pantaloni, Adidas și o rotiță care se strică, reparații, etc., etc. Asta e o manipulare. Ideea este, repet, să vândă în magazinul lor, să vândă produse, să facă bani mulți. Cu toate astea, ce să vă zic, rămâne să ne vedem în Mafia 3, jocul care îl aștept din 2010, pentru că atunci a ieșit Mafia 2 și l-am și terminat și așteptam cu nerăbdare de atunci Mafia 3. Mafia 3 are legătură cu istoria din Mafia 2, adică cel puțin știm sigur că personajul Vito, personajul principal din Mafia 2, va avea legătură și în Mafia 3, va fi acolo, numai că nu este el personajul principal și s-ar putea să aflăm și ce s-a întâmplat cu prietenul lui Vito, Joe. Pentru cei care știți despre ce e vorba, s-ar putea să aflăm în Mafia 3 și de-abia aștept să experimentăm Mafia 3. O să fie ceva super, super, super. Așa că vă pupa și numai bine. De moment, eu m-am făcut un din ăsta de mutat din domiciliu, tot felul de lucruri. Mai bine spus, gunoier. Dar dă-te, mă, închis, da, mătii, măi. Ce-ai făcut, Bri? Hai, ceau.